Am să citesc două versete din Scriptură. Primul este în Iosua, capitolul 6, cu versetul 26, în care Iosua, omul lui Dumnezeu, vorbea inspirat de Duhul Sfânt și zicea așa: Atunci a jurat Iosua și a zis: Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului, cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Iar al doilea verset pe care vreau să-l citesc se află în 1 Împărați, capitolul 16, cu versetul 34. Și cuvântul acesta spune așa: Pe vremea lui, adică pe vremea lui Ahab, pe vremea lui Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi copii, am o întrebare la voi. Cine dintre voi îl vede pe tăticul în sală să ridice mâna sus? Îl vedeți pe tăticul în sală? Da, pe mămica, cine o vede în sală să ridice mâna sus? Bun. Aveți grijă că și ei vă văd pe voi. Acum va trebui să începem predica asta împreună. Nu plecați. Stați să mă ajutați la predică. După aia, după ce terminăm predica, plecați. Ei bine, uitați-vă cum e cu predica asta. Titlul acestei predici vrem să-l rostim împreună cu copiii. Și copiii, mai ridicați-vă odată în picioare. Titlul predicii este acesta: Tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Haideți, ziceți după mine și tații să se uite bine spre copii. Tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Nu rezidi Ierihonul. Taților, ați auzit? Ai nevoie de copii în spate? Dacă nu, invit copiii să ocupe locurile. Stimați părinți care sunteți aici, stimați tați, acesta este titlul predicii. Tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Creșterea unui copil este comparată cu o zidire la care trebuie să lucreze deopotrivă mama, tata, bunicii, biserica, școala și societatea. Toți trebuie să lucreze la creșterea unui copil. De altfel, este o vorbă românească care zice așa: e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Vreau să vă aduc aminte, dragi părinți prezenți astăzi aici, că Dumnezeu este Cel ce ne-a dat copiii. Ei, copiii, sunt darul lui Dumnezeu. Îi iubim, nu-i așa? Sunt drăgălași, nu-i așa? Dar nu-i așa că ne e dat să descoperim că ei nu sunt chiar sfinți așa cum ne-am dorit noi? Nu sunt chiar sfinți așa cum am crede noi, ci dintr-o dată începem să descoperim că păcatul care a invadat lumea și-a pus amprenta și peste copilașii noștri. Și adesea vedem în ei egoism, adesea ne este dat să vedem invidie în ei, câteodată să vedem răutate în ei. Știu că nu vă place, dragi părinți, să auziți asta, dar e o realitate crudă. Păcatul a pus stăpânire peste lumea întreagă, inclusiv peste copiii noștri. Și ne e dat să vedem la ei câteodată minciuna prezentă, ne e dat să vedem câteodată nedreptatea, ne e dat să vedem că distrug câteodată ceva, că strică câte ceva. Vreau astăzi, dragi părinți, cuvântul pe care îl vestesc de la amvonul Bisericii Poarta Cerului,
să fie o chemare pentru fiecare dintre noi, să înțelegem că noi avem de lucrat cu copiii noștri ca ei să devină tot mai asemănători chipului lui Hristos. Avem datoria să lucrăm cu copiii noștri ca ei să aibă în ei caracterul lui Hristos. Există lucruri care merită a fi construite. De exemplu, Noe. Ce a construit Noe? Ce știți că a construit Noe? O arcă, o corabie. De ce a construit-o? Scriptura ne spune, dacă ați citit cu atenție pasajul Scripturii din Evrei 11, Noe a construit o arcă. De ce a construit-o? Ca să-și salveze casa. Să-și mântuiască casa. Există zidiri care merită a fi făcute. Să faci o lucrare pentru mântuirea casei tale e un lucru lăudabil. Avram, cine știe ce a construit, ce a zidit Avram? Altare! Foarte bine! De ce? Pentru că Avram a înțeles că trebuie să-și conducă familia la închinare înaintea Domnului. Solomon, știți ce a zidit? Un templu. De ce? El a vrut să-și conducă poporul la închinare înaintea lui Dumnezeu. În același timp există lucruri care nu merită a fi construite. De exemplu, turnul Babel a fost construit și era un proiect care avea menirea să conducă oamenii spre mândrie, spre îngânfare. Și Dumnezeu n-a binecuvântat zidirea aceea, ba dimpotrivă, a blestemat-o și a dărâmat-o. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a zidit un chip de aur care conducea poporul spre idolatrie. Nici o astfel de zidire nu este binecuvântată de Dumnezeu. Haman, în cartea Esterei, a construit o spânzurătoare pe care voia el să o folosească spânzurând pe Mardoheu. Și a ajuns să fie el atârnat în spânzurătoarea aceea, pentru că Dumnezeu nu binecuvântează astfel de zidire, astfel de construiri. Bogatul la care face referire Domnul Iisus Hristos, care stătea la un moment dat și zicea: voi dărâma hambarele mele, voi zidi altele mai mari. A vrut să le zidească spre pieirea lui, pentru că Domnul a zis: în noaptea aceasta îți voi cere sufletul. Acum poate că m-ați auzit citind aceste două versete. De ce credeți că în Iosua 6:26 este rostit un blestem atât de aspru asupra celui ce va rezidi Ierihonul? Vă spun eu. Ierihonul era o cetate păgână unde Dumnezeu avea să-și aducă poporul său. Și Dumnezeu a zis așa: nimic din Ierihon, nimic din Ierihonul acesta nu e drept să fie însușit de poporul meu. Toate lucrurile din Ierihon trebuie date spre nimicire. A fost cineva acolo, un tată, care a vrut să ia ceva din Ierihon. Acan, aduceți-vă aminte de el. A luat ceva din Ierihon și a dus la pieire întreagă familia lui. Frații mei, surorile mele, iubiți părinți, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu ne vrea binele cu desăvârșire. Dacă cineva ne vrea binele, acela este Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne scutească de păcat care duce la moarte și de ispita care duce la păcatul care duce la moarte. Așa a făcut Dumnezeu și cu Israel. A vrut binele lui Israel și când l-a condus spre țara promisă, a vrut să ferească poporul de păcatele și ispitele Ierihonului. Din acest motiv a poruncit ca poporul să nu ia nimic din Ierihon, ci tot ce este în Ierihon să fie sortit nimicirii, iar poporul lui Dumnezeu să aibă un cadru potrivit de dezvoltare și de creștere în țara promisă.
Știți că și în noi Dumnezeu vrea să distrugă tot ce e păcătos în noi? În ceruri, nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Știți asta? Mi-a plăcut remarca pe care a făcut-o fratele păstor Eusebiu Stănilă. Singura avere pe care putem să o luăm cu noi în cer sunt copiii. Și de aceea, dacă se merită să investim în ceva în viața aceasta, se merită să investim în copii. Dacă investim în case, e bine, dar le folosim câțiva zeci de ani, dacă ne dă Domnul viață. Dacă investim în conturi bancare, e bine, dar investiția aceea ne bucurăm de ea câțiva ani și gata. Însă când investești în creșterea unui copil pentru mântuire, te bucuri în vecii vecilor. Dragii mei, Dumnezeu vrea să distrugă în noi tot ce este păcătos. Și în familiile noastre, Dumnezeu vrea să fie un cadru potrivit pentru creșterea copiilor pentru mântuire. Așa vrea Dumnezeu să facem noi, cei ce suntem chemați să creștem copii. Dragi părinți, creșterea copiilor este o misiune nespus de importantă. Paul și Eliza, Dumnezeu v-a încredințat al doilea copil și e datoria noastră să vă amintim că cea mai importantă misiune pe care o aveți aici pe pământ este să vă creșteți copiii în așa fel ca ei să ajungă la mântuire. Cea mai importantă misiune. Dragi părinți, oricine sunteți dumneavoastră, toți avem aceeași misiune, să creștem copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să-i ferim pe copii de tot ceea ce le-ar putea dăuna, de orice lucruri din Ierihon. Cum să luăm noi în casa noastră să ducem lucruri din Ierihon, lucruri care ar putea să strice mântuirii copiilor noștri? Să ajutăm pe copiii noștri să elimine tot ce este rău și păcătos din viața lor și apoi să zidim în ei lucruri plăcute lui Dumnezeu. Recitesc cuvântul din Iosua pe care l-a rostit Iosua. Atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Un cuvânt atât de greu. Rezidirea presupunea un preț nespus de mare, să pierzi doi copii. Bine, bine, vrei să rezidești Ierihonul, dar vei pierde și pe întâiul născut și pe cel mai mic îl vei pierde. Sunt lucruri care pot conduce la pieirea copiilor noștri. De aceea am numit predica aceasta: tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Să nu rezidești niciodată ceea ce Dumnezeu a dărâmat. Vă rog să mă ascultați, pentru că vă spun aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Ce a dărâmat Dumnezeu, nu zidiți niciodată. Și ce a zidit Dumnezeu, să nu dărâmați niciodată. Spune în Galateni, capitolul 2, cu versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu așa: căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Are Dumnezeu o lege a Lui pentru noi, de care trebuie să ținem cont. Ei bine, iată, am citit în Scriptură despre greșeala fundamentală pe care a făcut-o un părinte în vremea lui Ahab, Hiel din Betel, un tată. S-a apucat să rezidească Ierihonul. Și uitați-vă versetul al doilea pe care l-am citit, zice așa, 1 Împărați 16:34. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Să zidești o cetate
cu prețul copiilor tăi? Ești părinte și știu că zici, vai de mine, nu mi-aș da copilul pentru nimic în lumea aceasta. Și te cred că nu l-ai dat pentru nimic în lume. Dar ai grijă, nu cumva în mod subtil, diavolul să te determine să faci lucruri care duc la nimicirea propriilor tăi copii. De ce este atât de dramatic pasajul acesta din Scriptură care zice că Hiel din Betel a rezidit Ierihonul cu prețul copiilor lui? Știți de ce? Pentru că Hiel era din Betel. Ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că la Betel a fost Iacov, în locul acela unde a visat scara aceea între cer și pământ, îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Cu alte cuvinte, acest el din Betel era omul din casa lui Dumnezeu. Îmi permit să zic așa, omul din biserică. Omul care ar fi trebuit să înțeleagă cel mai bine voia lui Dumnezeu pentru el și pentru familia lui. Și totuși el din Betel a zidit Ierihonul cu prețul copiilor lui. Dragi tați, stimate mame, avem în fața noastră exemplul unui tată care a neglijat cuvântul lui Dumnezeu și și-a pierdut copiii. Avem în Hiel exemplul unui tată care avea valorile răsturnate, credea că Ierihonul e mai important decât familia lui și afacerea lui și proiectul lui e mai important decât copiii lui. Avem de-a face cu un tată irresponsabil, un tată care și-a uitat chemarea. Știți care e chemarea unui tată? Să-și apere casa cu orice preț. Asta e datoria unui tată și misiunea lui. Datoria unui tată și misiunea lui este să-și influențeze casa spre bine în fiecare zi. Însă Hiel din Betel a zidit ceea ce Dumnezeu dărâmase și Dumnezeu a vrut să rămână dărâmat. De ce oare a îndrăznit Hiel să facă acest lucru? Mi-am pus întrebarea aceasta. Doamne, cum a îndrăznit Hiel din Betel, omul din casa lui Dumnezeu, să rezidească Ierihonul despre care Iosu altă dată, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a zis blestemat să fie cel ce va mai face asta. Cum a îndrăznit Hiel să reconstruiască, să rezidească Ierihonul? De ce? Poate din necredință. Poate a zis da. Am auzit și eu cuvântul acesta, dar nu cred că va fi chiar așa. Știți dumneavoastră că asta este marea problemă a multora dintre noi? Că stăm față în față cu ceea ce zice Scriptura și zicem adesea, n-o fi chiar așa. Ridic cartea aceasta în sus și zic, e chiar așa cum zice Dumnezeu. N-avem dreptul să îndulcim mesajul Scripturii, nici să-l acrim. E datoria noastră să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cum ni l-a dat Domnul. O, bietul Hiel, poate din necredință a început să rezidească Ierihonul, poate din neștiință. De ce nu? Sunt doar presupuneri, poate din neștiință. Însă vă rog să mă înțelegeți bine, dragi tați. Necunoașterea lui Dumnezeu și a voiei lui Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta este dezastruoasă. De aceea, iubiți tați, căutați să-L cunoașteți pe Domnul. Sau poate din superficialitate. A zis, da, înțeleg cuvântul, respect, dar nu chiar tot. Nu chiar tot ce e scris. Că astea sunt lucruri vechi. Astea de pe vremea lui Iosua. Au trecut de atunci sute de ani și mii de ani. Sau mă gândeam, poate din dorința de mare câștig, că să zidești o cetate,
E o afacere. Acolo sunt case multe, imobiliarele merg bine. Poate din dorința de mare câștig, dar asta înseamnă priorități răsturnate. Pentru că mai de preț decât afacerile este copilul și mântuirea lui. Sau m-am gândit poate din cauza influenței lumii în care trăia. Pentru că știți care era lumea în care trăia el? Pe vremea lui Ahab. Pe vremea lui Ahab, trendul era răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Ăsta era trendul societății. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. A adus Izabela o grămadă de preoți al lui Baal. Sute de preoți al lui Baal. Și ăsta era trendul, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și poate că a zis și el, mă iau eu după Dumnezeu, după lucrurile acestea. Dar l-a costat. Tații, vă rog să mă ascultați, dragi frați, tații influențați de lume ajung să-și pună în pericol familia. Mă doare când spun asta. Însă mai zic o dată, tații influențați de lume ajung să-și pună în pericol familia. Tații trebuie să fie repere pentru familia lor și pentru casa lor. Tații trebuie să fie faruri călăuzitoare. Prin vorbirea lor, prin trăirea lor, prin atitudinea lor, ei zidesc. Știți povestea aia în care tatăl s-a sculat dimineața după ce ninsese, s-a dus prin curte și a lăsat niște urme și când s-a întors l-a văzut pe copilul lui, călca în urmele acelea în zăpada aia mare și l-a întrebat tata, ce faci, fiule? Și el a zis, calc pe urmele tale. Aceasta este realitatea. Copiii calcă pe urmele părinților. O, om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci în lume, de tot ce spui prin scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea pe mulți, pe mulți spre iad sau rai o să-i îndrume. Dragi tați, vă rog, nu rezidiți Ierihonul. Practic, nu zidiți nimic cu prețul vieții copiilor voștri. Nu zidiți nimic cu prețul mântuirii copiilor voștri. Nu zidiți în casele voastre nimic care ar putea să dărâme destinul veșnic al copiilor voștri. Copiii sunt cea mai mare avere pe care ne-a dat-o Dumnezeu în familii. O avere de care suntem responsabili înaintea celui ce ne-a dat-o. Suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și a copiilor suntem responsabili în fața lor, a copiilor noștri, suntem responsabili în fața propriei noastre conștiințe. Și vreau să spun câteva lucruri. Dragi părinți, vă rog să mă înțelegeți bine. Să zic și dragi bunici. 1. Nu-ți zidi cariera cu prețul copiilor tăi. Eram odată la consiliere premaritală. Stăteam de vorbă cu niște tineri care se căsătoreau. Ea era doctoriță. Și am văzut-o că vorbea cu atâta pasiune despre cariera medicală. Cu atâta pasiune vorbea despre asta. Și a trebuit să-i atrag atenția și să zic, dacă la un moment dat în familia voastră va veni copilul, cum va fi? Dragii mei, din nefericire trebuie să vă spun astăzi că în secolul 21 sunt atâția, vai,
atâția părinți care își zidesc cariera cu prețul vieții copiilor lor. Ascultați-mă bine. Copiii au nevoie de tine ca părinte nespus mai mult decât de cariera ta. Despre cariera ta vor putea să răspundă la școală: tata este mare manager sau nu mai știu ce. Atât. La atât îi ajută. Dar copiii au nevoie de tine mai mult decât de cariera ta. Am fost invitat cu vreo 2 ani în urmă la Cluj, la o biserică, la o conferință de familie. Și păstorul de acolo m-a surprins că mi-a dat o temă impusă și a zis: frate Nelu, aș vrea să ne vorbești despre următorul subiect: când munca intră în conflict cu familia. Și să știți că am avut bătaie de cap. Am zis: oamenii trebuie să muncească, că nu putem trăi fără muncă, e porunca lui Dumnezeu să muncești, dar oamenii trebuie să aibă grijă de familia lor. Realitatea este că păstorul acesta din Cluj mi-a sugerat această temă. De ce? Cluj, un oraș prosper, un oraș în care se fac bani, ca și în Timișoara de altfel. Și el a observat o nevoie în biserica aceea și a zis: vezi, vorbește-ne despre situațiile în care munca intră în conflict cu familia. Unde trebuie să ne investim? Munca e importantă și sunt niște priorități. Sunt niște priorități în viață. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință să câștigăm bani ca să ne creștem copiii. Dar am o întrebare. Știți ce a zis Domnul Iisus? Omul nu va trăi numai cu pâine, da? Ci mai trăiește și cu altceva. Pâinea e necesară și zic: dă-ne-o, Doamne, din belșug. Dar ascultați-mă bine. Nu numai cu pâine trăiește un copil. Copilul trăiește veșnic cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dragi părinți, munciți pentru copiii voștri. Faceți eforturi să câștigați pâine bună pentru copiii voștri. Faceți eforturi ca ai voștri copii să aibă cele trebuincioase. Dar fiți atenți ce am zis. Faceți eforturi să aibă cele trebuincioase. De ce vă spun asta? Pentru că dacă unii își zidesc cariera cu prețul mântuirii copiilor lor și a vieții copiilor lor și nu-i văd copiii pe acasă pentru că ei trebuie să fie multe ore plecați în altă parte și așa mai departe, e un preț care se plătește. Să știți, în al doilea rând, sunt unii care își zidesc bunăstarea cu prețul copiilor. Acum, copiii noștri au nevoi materiale. Sigur că au. Au nevoie de bani și pentru una și pentru alta. Vin de la școală și zic: tata, îmi trebuie bani pentru asta. Mama, îmi trebuie bani pentru asta. Mama, vreau și eu pantalon din aia că și-a luat colegul meu. Am nevoie și de cealaltă. Știu asta. Însă vă rog să mă ascultați. Sau nu? Să vă spun altfel. Un părinte cu carieră și cu stare bună, într-o bună vară și-a luat copilul și a zis: fiule, mergem câteva zile, am să te las acolo în satul meu. Să fii cu verișorii tăi, să fii cu ei, ei sunt oameni mai săraci, a spus tata. Ei sunt oameni mai săraci, dar să știi că acolo a crescut și tata. Să petreci câteva zile cu ei. Și s-a dus copilul de la oraș la țară, a stat între copiii de acolo, de condiție materială, sigur că mai scăzută, mai redusă. A stat între copii și s-a dus tata după câteva zile cu mașina frumoasă să-l ia și să-l aducă acasă. Și după ce l-a luat în mașină, îndreptându-se spre casă, a zis tata: na, fiule, ai văzut o diferență? Ai văzut ce diferență este între viața pe care o ai tu și viața pe care au copiii aceștia? Și copilul de acolo, de pe bancheta din spate, i-a zis tatălui așa: tată,
Noi avem piscină. Ei au un râu cu apă curgătoare, așa de frumos e acolo. A zis, tata, noi avem lumini în curte. Ei au stele pe cer. E extraordinar cum se vede de la ei. Tata, noi mergem să ne cumpărăm mâncarea de la supermarket. Ei și-o fac pe a lor, acolo. Tata, noi avem garduri de protecție în jurul proprietății noastre. Ei au prieteni care îi protejează. Tata, noi suntem mult mai săraci decât ei. De ce v-am spus asta? Ca să înțelegeți că percepția bunăstării poate să fie foarte, foarte înșelătoare. Alergarea după bunăstare s-ar putea să-ți ducă copiii spre pierzare. Copiii noștri trebuie să aibă cele trebuincioase și dacă sunteți atenți, de fiecare dată când avem binecuvântări de copii, le spunem părinților, faceți tot ce vă stă în putință ca acești copii să nu ducă lipsă de niciun bine, purtați-vă în așa fel încât copiii aceștia să aibă în casa voastră asta și asta și asta. De ce? E nevoie de bunăstare. Dar ascultați-mă, bunăstarea singură nu rezolvă nevoile sufletești ale unui copil. Nu-ți zidi bunăstarea pe prețul copiilor tăi. Da, au nevoie de bani, au nevoie de confort în casă, dar nu uitați că mai presus de toate copiii au nevoie de mama și de tata lângă ei. Atâția români au căutat să-și zidească bunăstarea cu prețul copiilor lor și și-a lăsat tata copiii și s-a dus să lucreze în nu știu ce țară, departe, ca să trimită bani acasă. Am în minte o situație în care a venit tata după mulți ani acasă. Erau copiii mari deja, studenți, erau purtați prin școli, dar constatarea a fost asta. Da, îmi zic tata, dar eu îmi dau seama că sunt un străin pentru ei. Nu-i nimic mai amar decât să trăiești un astfel de sentiment. Tăticule, nu rezidi Ierihonul cu prețul copiilor tăi. Nu-ți zidi nici cariera cu prețul copiilor tăi, nu-ți zidi nici bunăstarea cu prețul copiilor tăi, nu-ți zidi nici distracțiile cu prețul copiilor tăi. Trăim într-o lume a distracțiilor și ajungi să-ți aduci în casă tot felul de instrumente și gadgeturi pentru propriul divertisment. Și ziceam și eu, nevoie de momente de recreere, că lucrez așa de multe ore, am nevoie și eu de un pic de recreere. Și poate că zici, îmi sunt lucruri foarte, foarte necesare. Nu te contrazic. Tu, ca tată, știi cum să-ți folosești lucrurile pe care le ai. Ești înțelept. Dar știi că aceleași lucruri pe care tu știi să le folosești cu discernământ, copiii poate nu știu să le folosească cu discernământ? Nu-ți poți permite, dragă tată, nu-ți poți permite să fii un exemplu rău pentru copiii tăi. Ascultă-mă bine! Nu-ți permite luxul acesta de a fi un exemplu rău pentru copiii tăi. Copiii copiază, vă rog să nu uitați. Ei devin copii ale părinților lor. Exemplul tău rău ar putea să-i ducă la pierzare pe copii. Ce am zis? Nu-ți zidi cariera pe viața copilului tău. Nu-ți zidi bunăstarea pe viața și mântuirea copilului tău. Nu-ți zidi distracțiile cu prețul vieții copiilor tăi, ducând în casa ta lucruri care lor le-ar putea face rău, care ar putea să-i ducă la... Nu vreau să detaliez aici, dar fiecare dintre dumneavoastră știți că sunt în lumea aceasta lucruri care pot să-i ducă la pierzare. Și sunt părinți înțelepți care spun, numai în fața mea pot să pui mâna pe asta. Sunt părinți înțelepți care nu-l lasă să se ducă pe unde îl duc mendrele acestea ale internetului.
Mai zic ceva. Nu-ți zidi comoditatea cu prețul copiilor tăi. Copilul tău are nevoie de educație, are nevoie de învățătură și ești dator să-i oferi în fiecare zi. Poate vei zice, da, dar eu sunt obosit. Eu n-am timp să mă plec acum asupra acestor lucruri. Nu-ți zidi comoditatea pe prețul acesta atât de mare al pierderii copiilor tăi. Educația nu poate fi lăsată numai pe mâna școlii. Sunteți de acord cu mine, dragi părinți? De lăsăm educația doar pe mâna școlii sau numai pe mâna școlii duminicale, pierdem din start. Copiii noștri trebuie în casele noastre să învețe să se roage, copiii noștri trebuie în casele noastre să învețe să buchisească versete din Scriptură, copiii noștri trebuie în casele noastre să primească învățătură. Și ascultați-mă, părintele este responsabil pentru educația copiilor. Într-o zi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce am sădit în copiii noștri. Pe paginile Sfintelor Scripturi este un exemplu negativ, un preot, preotul Eli, ați auzit despre el? Și-a văzut copiii călcând strâmb, a văzut copiii lui crescând în mod greșit și nu le-a zis nimic. Îi erau prea dragi, nu i-a mustrat niciodată, zice Scriptura. Și copiii lui au adus un dezastru în familia lor și un dezastru peste Israel, peste întregul popor care venea la închinare. Dragi părinți, sunt așa de bucuros că sunt copii aici. Copii, mai putem odată împreună să spunem același lucru, să ne audă bine părinții? Vom zice, tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Haideți să zicem împreună. Tăticule! Uite ce harnici au fost! Haideți după mine! Tăticule! Te rog! Nu rezidi Ierihonul! Dragi tați, ați auzit? V-au zis-o copiii voștri. Așa de ușor putem aduce moartea în casele noastre prin neveghere. Însă noi suntem chemați, dragi părinți, să dăm viață copiilor noștri, nu moarte. Și vreau să vă dau un exemplu din Scriptură, exemplu unui părinte care a dus viață copilului său. Despre Iair ați auzit, nu-i așa? Iair, cel ce avea o fetiță de 12 ani și fetița aceasta la un moment dat era amenințată cu moartea și fetița aceasta a ajuns să moară. Dar știți ce a făcut Iair? Iair este exemplul biblic al părintelui care vrea să aducă viață în casa lui. Știți ce a făcut Iair? S-a rugat Domnului Iisus pentru fiica lui. S-a dus înaintea Domnului, era el fruntaș, s-a aruncat înaintea Domnului și a zis: Învățătorule, te rog, vino! Fiica mea trage să moară. S-a rugat lui Iisus pentru fiica lui. Dragi părinți, de vreți să aduceți viață copiilor voștri, rugați-vă pentru copiii voștri. Au zis toți părinții sau mai dau ocazia odată? Mai dau ocazia. Părinților, rugați-vă pentru copiii voștri. Știți ce a mai făcut Iair? A stat lângă Iisus, indiferent ce a fost. Nu s-a îndepărtat de Iisus, a zis: stau lângă Iisus până îl văd în casa mea. Dragi părinți, de vreți să aduceți viață copiilor voștri, voi înși vă, stați lângă Iisus. Iair s-a încrezut în Domnul și în cuvântul pe care i-l-a spus Domnul. S-a încrezut în Domnul și în cuvântul lui. Când Domnul i-a zis: nu te teme, crede numai. Chiar dacă erau bocitori acolo, chiar dacă toată lumea spunea nu mai are niciun rost, Iair s-a încrezut în Domnul și în cuvântul lui. Dragi părinți, de vreți să aduceți viață copiilor voștri, încredeți-vă în Domnul și în cuvântul lui. Amin. Iair a dovedit perseverență până când s-a asigurat că fiica lui are viață. Nu s-a lăsat până când n-a văzut că fiica lui are viață. Dragi părinți, nu vă lăsați, stați înaintea Domnului până când îi vedeți pe copiii voștri că au viață din Hristos.
și s-a asigurat că Domnul vine la fiica lui. Toți ne iubim copiii. De v-aș întreba acum cât de mult vă iubiți copiii, sunt sigur că toți veți zice, o, iubim enorm de mult. Dar lăsați-mă să vă spun ceva. Este o poezie care pe mine m-a impresionat în mod deosebit când am auzit-o recitată prin biserici. Era o poezie în versurile căreia zicea așa, iubiți-mă în mod inteligent. Era o poezie adresată părinților, iubiți-mă în mod inteligent. Am căutat poezia aceasta și am găsit-o. Este a lui Romulus Chelbejan, se numește Strigăt poezia. Dacă vreți să o căutați, căutați-o, o găsiți pe internet, Strigăt de Romulus Chelbejan. Și ascultați ce zice poezia aceasta. Dacă ar avea părinții ochi să vadă și sufletul le-ar fi mereu atent, în ochii pruncilor cu viața fadă ar descifra mesajul cel urgent. Vă rog, iubiți-mă în mod inteligent. Nu glume, nici minciuni bomboane amare, nu vreau bunici și nici televizor, nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare, puțin îmi pasă de trăiesc sau mor, dar vreau să fiu al vostru, nu al lor. Eu știu că aveți profesii elevate, că sunteți la curent cu date noi, că aveți servicii ca eu să am de toate, dar fiindcă vă iubesc pe amândoi, vă spun că am nevoie doar de voi. Aș vrea ca jucărie ochii mamei, nu ochii îndepărtați ai vreunui unchi, când ne întâlnim atrași de glasul foamei și nu pot sta la tata pe genunchi, mă simt ca o mlădiță fără trunchi. Nu vreau să fiu un deget ce acuză, găsind dolarul singur vinovat. Am gând curat și inima refuză o bombă cu efect întârziat. Eu vreau să fiu un om adevărat. De aceea vreau părinții mei să vadă, să aibă sufletul mereu atent, ca în ochii mei cu viața fadă să descifreze strigătul urgent. Vă rog, iubiți-mă în mod inteligent. Dragi părinți, eu mă închei predica. Dar vă rog, vă rog, nu construiți Ierihonul cu prețul copiilor voștri. Am să-i rog pe copii să se ridice în picioare. Vă rog să vă ridicați în picioare. Vă întreb încă o dată, vedeți în sală pe mama? Da, pe tata. Acum toți întindeți mâna spre tata vostru. Unde-i tata vostru? Așa. Țineți mâna întinsă spre tata și vă rog să ziceți așa, tare. Tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Tăticule, te rog, nu rezidi Ierihonul. Ascultați nu predica unui păstor. Vă rog, ascultați strigătul copiilor voștri. Și vă rog frumos în numele Domnului al cărui cuvânt îl predic, nu rezidiți Ierihonul cu prețul copiilor voștri. Lăsați copiii să crească ca oameni ai lui Dumnezeu, care se pun în slujba lui Dumnezeu și care moștenesc cerul. Și ascultați-mă, zic din nou, ceea ce spunea fratele Eusebiu. Singura avere pe care o putem duce cu noi în cer sunt ei. Și cei pe care îi mai avem acasă și cei pe care îi mai avem în familiile noastre. De aceea, dragi părinți, iubiți-vă copiii în mod inteligent și ajutați-i să crească pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.